mergi mai prost să fac... Bă, ce? Luați-l pe ăsta! Luați-l pe nebun! Luați-l pe nebun, mă, luați cu mine! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de My Summer Car. Vreau niște sugestii în comentarii cu ce să mai facem în seria asta, că nici eu măcar nu mai știu. În același timp suntem live stream pe Trovo, veți avea un link în descriere în caz că vreți să ne prindeți când suntem live. Chiar postez videoclipul acela pe YouTube, știți, cu care vă zic că sunt live și link în descriere. Postez pe canalul nostru de Discord, avem server de Discord, link în descriere, pe care trimitem toate notificările când pun videouri, când sunt live. Discordul trimite notificări 100%, nu există să nu trimite o notificare. Sau dacă nu intrați direct pe Trovo, are aplicație și trimite notificări când sunt live și Trovo. Bun, zice Dimelion, salut YouTube, Florin, salut YouTube, Mariu zice salut YouTube, Liviu, salut YouTube, cineva acolo zicea like pe YouTube, dar n-am văzut numele că zboară chatul. Abonații vă salută și pe dumneavoastră și continuăm în continuare cu mașina noastră de vară. Avem o evacuare nouă, fără catalizatoare, fără chestii, tragem de aici așa. A, dar nu mai iese, bă, trebuie să-l scoatem noi din... Trebuie să-l scoatem de la țăcălie, se pare. Avem o nouă capotă. Ia uite-o. Vă prezint noul meu motor V12 aspirat. Sincer să fiu cu voi, nu prea-mi place culoarea asta, așa că hai să-l vopsim. Ok. Ce culoare să facem motorul, sincer? Cred că tot alb. Alb părea cel mai bine, dar de ce nu mai are alb? What? Bă, bubuie! De ce n-ai alb? Mă, ăsta nu face stocare aici? Ia dă-mi un grid ăsta. Să vedem. Păsați uma GT. O facem sport. De ce nu mai e alb? Nu înțeleg, ăsta nu restochează? Hai că merge și pe griul ăsta, pe argintiu. Mamă, vezi, parcă e mai premium așa aici, nebun. Tătis. Deci nu știu ce vopsesc, dar vopsesc. Nu, cred că mai e nimic de vopsit, nu? Ba da, bă, uite ăla din spate de acolo. Mamis. Ok. Bun, cam asta este motorul nostru. Așa că hai să-l prindem cu acești pini. Țac, 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 țac. Bun. Și ca de început de episod vom face o testare. Hai să aruncăm astea acolo la gunoi, ca să nu poluăm pe aici. Așa, asta o să o punem în portbagaj. Ok, ar trebui să umplem asta de asemenea. Închide-te, așa e la comandă vocală portbagajul. Și hai să vedem dacă merge mașina, să sperăm că merge, te rog frumos. Fără surprize neplăcute. Da, tătis, dar nu mai știu pe cât pusesem ăla. A, bă, vă. Iau, bă. Baby, baby, baby. Voi vedeți cum fuge mașina asta. Glumești cu mine, X-Ladere. Las-o pornită chiar. Cred că full-ul i l-am făcut, sau? Da, e aproape full mașina. Vreau să... turnăm aici la țăcălie niște gasolina. Gasolina. Hai să desfacem asta așa ușor. Dă-i aici. Asta este un cablu wireless, dacă n-ați mai văzut. Este din viitor la benzinării, nu vor mai fi cu cablu, e wireless, ca la telefon. Așa, și transmite gazolina. Asta în caz că rămânem vreodată fără, îl avem pe la în spate și asta este. E Rafael pe shop, o să vină o nouă serie. Ce serie nouă? Ce drifturi face Rafa? Păi da, normal că fac drifturi. Că de-aia e și V12 aspirat. Deci, l-am pus aici, avem... Wow, am făcut două lucruri deodată. Voi realizați așa ceva? A, uite-mă că avem unul alb aici, LMAO. Ia uite țeava asta cum arată. Las că-i luăm una sport cândva. Bun, nu prea stă bine ăsta aici, hai să-l țăcălim noi așa. Ok, bă, arată bine, volanul ăsta e cam stupid, sincer. Însă... Hai. Go, 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 go. Ia uite-l. Ok. Bun. Nu prea are putere mașina asta, aia e chestia.
Aha. Da, nu prea are putere în treapta 1. Dacă ar împinge mai tare, am putea să facem drifturi ca lumea. Să-mi spuneți dacă e sunetul prea tare. E ok sunetul, nu? Cred că e ok sunetul. Hai să idem pe a treia. Uite-l! Drift King, baby! Mamă! Stai că nu mai știu pe unde era, stai un pic. Nu mai știu unde era intrarea. A, uite-l, mă! Bine-s! Bun. Hai să... Nici nu știu ce vreau să fac, sincer. Ia stai un pic. Stai un pic. Deci vreau să pornesc ăla. Vreau să ducem mașina și să salvăm. Că data trecută am murit, dacă țineți minte. Vreau să ne distrăm puțin cu ăsta. Stai să vedem. Ia, deci avem ignition. Ăsta scoate un zgomot ciudat, dar după aia o să se oprească după ce mergem puțin cu mașina. Vreau să prindem Satsuma, o prindem din spate. Stai un pic. Mamă, cum pornește la prima cheie. Aia zic. Aici e prins, nu? Da. Bun, uite câte roți are. 100.000 de roți. Bă, în mașina asta n-ar trebui să murim. Dar are cât am murit din prima. Nu știu cum a venit asta, sincer. Ok, ok. Mergem prin oraș. Sper că Satsuma mai e în spate lipită. Bă, nu vă mașina! Unde e, mă, mașina? What the hell? Fata, ești bine? Pare că e bine, acum asta este ce să mai... Mergem să salvăm ca să... În caz că mor, să avem de unde reîncepe. Desigur că ne punem centurista. Așa se cheamă ea, centurista. Ioane, fie al naibă de nebun să vezi ce-ți dau în goarnă când te mai prind. Că mereu mă stresez de creier. Să vezi ce te calc, eu ca pe gândac te calc. Stai ușor cu asta că se răstoarnă. Deci asta este o mașină în My Summer Car, în caz că nu știți, cu care noi ar trebui să ne ducem să extragem rahatul din canalizări ca să facem bani. Știi? Cam aia e toată chestia. Hai să facem o oprire în pantă chiar. Să mă dau jos că trebuie să beau de la Nea Cornel niște apă. De la cijmea, practic. Okay. Ah, ce bună e apa asta. Bă! Dă-i aici, trage din pământ. Auto, gata. O apă bună pe o zi călduroasă de vară, băieți. Știți și voi cum e o gură de apă rece așa când ță cald. Ce zice la mine la țară? Ță cald. Hai, plecare din pantă. What the fuck? Hai, hai cu tata, hai cu tata, hai cu tata. Dai. Bun. O să facem stânga. Și o să oprim aici la Teimo, să-i arătăm noul nostru. Ah, în asta mi se pare că putem dormi, o. Ok. Bun, în asta mi se pare că putem dormi, ne băgăm aici și... Dormiendo, băieții! Ideea e că nu trebuie să o alimentez din ce am înțeles. Trebuie să facem cumva, cred că știe cine pe chat, probabil ca să ne dea unchiul nostru mașina de tot, că acum ne-am împrumutat-o sau ceva, că el nu mai are carnet. În fine, Teimo, ia uite mă tata ce mașină am. Bă, unde te-ai dus? Teimo nebunule! Ia uite mașchineta noastră ce stă. Ia uite mă că a început seara cu băieții. Bă, Cornele! Ce face nevastă ta? Deci că niște pocheti de ăsta. Pocheti, Giaco. Am înțeles.
Hai, dă cârnați ăștia ce-or fi. Ilial, n-ai vădana aia, bun. Ei nu-ți plătesc. Hai, pa. Wow, ce face asta? Asta nu e unchiul nostru? What the f***? Unchiule! Unchiule! Bă, unchiule! Nu-i mă ăsta unchiul nostru? Ba da, ăsta e, că el tușește așa. Îl iau de ouă, ești nebun? Unchiule, ce faci, mă? Uite, îl iau de burtă. Nu-i n-ai cum să-l urci în gif-ul pe ăsta. L-a făcut sandwich, fii de și tu. Mă, dar sub nicio formă nu vrea să stea. Mâna asta e păcătoasă. Gata, gata. Ideal, naiba de burtos. Uite de și tu ce-am făcut, ești nebun. Băi, ești nebun. Ești bine? Unchiul nebun. Mergem pe noapte. E pentru prima oară de mult timp când... O, Costele! Stai așa, unchiule. Dă-i! Ia uite, ești bine? E terminat, unchiul. Nu mai știe de el, nu mai știe de nimic. Bă, dar e cam întuneric pe aici. Opa! Oh! Era să o facem. Era să dăm ortul popii. What? Merge doar un far? Opa! Da, nu prea vedeam eu bine. Nu prea sunt șofer de noapte, se pare. Ideal, naiba de burtos. Ieși acasă. Ieși acasă. E ba la ușa. Ok, că poți să-i deschid ușa. Iată unde te-au, o să te trezești fix acasă. Nu poți să-i deschid ușa. Ok. Bă, eu mi-am făcut datoria de nepot. Noapte bună, băieți. Oi, 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 oi. Hai, zic, am dormit 2 ore. Sunt revigorat în dimineața aceasta. Hai să vedem. Păi începem cu o pizza congelată. Băgăm niște apă ruginită de la chiuvetă. După aia, clasicul dușan în timp ce ne urinăm și în același timp fumăm. Fumăm ierbicid. Așa se încep diminețile în Finlanda. Da, tată. O zi minunată. Nu vă începeți și voi dimineața așa? Dei, 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 dei. Aia zic. Sunt bine de tot. Trebuie să-mi dau cu niște pesticid de ăsta. Trebuie să cumpărăm mosquito spray. Bun. Bine, 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 bine. Și acum de aici mai avem ceva de achiziționat. Ia stai, hai să luăm niște jante, băieți. Luăm niște jante de băieți răi. Ce ziceți? Ia dați-mi o sugestie. Ce alegem de aici? Niște de-astea așa concave? Sau unele de-astea așa? Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dați un număr de la 1 la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2030 arată bine, așa zic și eu. Mie ăstea îmi plac, să vedem cum dau. 7? 3 sau 7? Ok, acestea rămân în situația aceasta. De ce nu merge? Ah, eu cred că am deja o comandă, mă.
Eu cred că am deja o comandă la Teimo. Bă, de ce nu mi-a zis băieți că eu am comandă din episodul anterior la Teimo? Că eu am luat radio-ul și câteva chestii și nu mi-au ajuns, de-aia nu mă lasă. Bă... E cam riscat ce facem noi aici, dar mă rog. Deci ne-am întors cu succes. Oh my god, bă, cine avem aici? Opa, mai țineți minte, bă, băieți? Hai să aruncăm mașina asta într-o râpă. No! Mi-a căzut toba! Bă, după ce că e o tobă proastă... Stai acolo, fată! E mai așa că l-avem pe prietenul nostru, nu mai țineți minte? Țineți-vă bine, băieții! Centura e pusă! Centurista! Prietenul nostru urmează să fie anihilat. What? Cum le-a murit? Bă, cum ești în viață, glumești? Cum mai e în viață ăla? Cu taraba asta lui. E real naiba de nebun. Are 9 vieți? Nu știu cum n-am murit acolo, că l-am bubuit ca lumea. A venit coletul. Ia uite, coletăria! Coletăria! Ce avem? Spoiler! Tobă! Hai mă, să tunăm mașina, stai un pic. Hai, fată, mai repede. Ia uite-le. Două tipsuri frumoase. Eți. Dar ei zici că sunt două, așa știi, dar e doar una. Aaa, murim de râș. Bun, avem spoiler. Da, da. Altceva, băieți, ha? O venit de la Cargus? Dă-mi una de asta, așa. Nu știu că se potrivească culoarea, că trebuie dusă la vopsit. Oane, vrei să te desenești pe tine? N-are, mă, treabă. Ia-mă! Ha! Bă, cred că mai bine o facem neagră, sincer. Ia stai un pic, că nu prea are sens, roșul ăla nu o să meargă. Ele ce să fac de obicei? Cu negru, nu? Ia stai un pic. Cu negru să fac ele, mă. Mamă de gangsteri! Wow, băieții! Che pasa? Stai să vedem ce am mai primit, ia. What the fuck? Păi și asta unde se pune? Ha? Are cineva idee unde montez antena asta? Antena. În spate. Unde în spate? Poate trebuie să montăm altceva, în schimb. Uuu, ia ziceți, băieții. Stai așa să facem probă. Stai un pic, stai un pic. Facem negru. Hai că l-am făcut dacă e. Stai acolo. Ia uite-mă. Mi s-au adăugat minim 10 cai.
Doar cu spoiler ăsta. A, ce zice Stătis? Ia. Cum da așa, a? Sau... ăsta. Mai zi așa, mai... știi? E ce trebuie, mămis? Ok, ăsta e 1 și ăsta e 2. Ia ziceți, cred că 2-ul, mă. A? Cu tipsuri, cu alea. Scoatem foc pe țavă. Ăla mare? Ok. Mă place ăsta, vă. Vezi boxele astea. Asta-ți amplifier. Bă, mor de râs. Trebuie să intrăm pe bancheta din spate. Mă, deschide asta aici. Trebuie să intrăm pe bancheta din spate, cred. A, noi n-avem ăla. Wait, what? S-ar putea să-l găsesc acasă ăla. E o chestie de vine aici. Ah. Ok. CD player. Ăsta e un alt radio, cred. Nu știu cum se dă ăsta jos. Știi ce zic? Cred că e mai performant. Bă, e cu CD, e cu... sau? Trebuie de șurubat ăsta? Stai că o să caut pe internet, o să imediat. Aici avem... cred că aici vin ele. Dar s-ar putea să dăm baraj... a, ba nu, ia stai. Alea sunt semnalizări. Dacă vrei să semnalizezi... știi ce zic? Așa... steering wheel de raliu. Bun. Păi, hai să le băgăm repede aici toate astea. Și le ducem acasă să le montăm. Zic. Știi? Mersi de gift și subscribe, băieții. Dacă se mai duce un alt episod, like și haideți cum follow și pe Trovo Road to 22K. Urmăritori pe Trovolanis. Cred că am luat tot, sincer. Astea le băgăm aici. Așa. Și o să mergem acasă după trusa aia. Asta nu știu dacă mai merge, dar mă rog. Asta aici. Așa, suntem bine. Mai avem jantele să le schimbăm. Știi că sunt alea stoc și luăm niște cauciucuri mai sport, așa mai... hâțu-hâțos. Ok. Da, deci noi trebuie să luăm antena ca să nu mai fâșie așa. Cam aia e chestia. Aia e șpârla șpârlelor. Ia uși poliția. Da-s polițani, come on. Da, e prost radio ăsta, nu putem să ascultăm. Hopa! Radarul, băieți! Nici nu știu cât e limita de viteză pe aici. Gata, mă, nebunule, ce ai? Eu n-am radar. Nu, n-am niciun radar eu. Ia vezi. Trebuie să o prind după el, că ăsta ne măsură viteza lol. Eu radar? No. N-am radar. Centura? Hopa! Un meci mai prost să pă... bă, ce? Luați-l pe ăsta! Luați-l pe nebun! Luați-l pe nebun, mă, luați pe mine! Ilie, dă-te bă jos, că nu mai văd nimic! Dă-te bă la o parte! Oane! Oane, dă-te la o parte, că nu văd, deci nebun! Ți-ai băgat chelia la mine în parbriz, lumești? Dă-te și tu mai așa. Hai că stai bine.
Frate, deci n-am mai văzut pe oamenii din zilele de azi. Băi, deci tu și-a băgat chelia la mine. Ai cu mine mașină dacă vrei. Te duc acasă. Mă ajut să mă întâlnesc volanul eventual. Ce aveți, domn băieții? Voi o dați cu mine cu V12 motor aspirat? O dai cu mine, bradere? Hai să fim oameni serioși. E mort? A, nu e mort, doar se relaxează la mine în parbriz aici, știi ce zic? Da, deci nu vă faceți griji oricum, V12-le nostru aspirat e peste limitele lor oricum. Și așa mi-era cam cald în mașină, ce-i drept. Băi, ștergem nasul! Am vrut să-mi șterg nasul. God damn it. Nările. Bună și centurista. Bă. I-a căzut toba aia. Cu tot cu tipsuri. Lol, tipsurile au rămas. Ok, hai să ne dăm jos, să luăm toba la loc. Așa, băieții, hai să deschidem ușa. Și avem câteva chestiuțe pe aici, aparent. Avem radioul, avem... habar n-am ce asta, mi se pare că e un amplificator ceva. Boxele astea... Mă, boxele... Deci vine ceva în spate aici, ăsta e un pic, ar trebui să-l avem. A, subwoofer panel, uite-l mă. Cred că așa vine. What? Ok. S-ar putea să trească să mă duc la fletarii, că la el aveam circuitele alea. Ține-te bine că băgăm frumușei mei aici. La maxim băgăm. Da, tată. Ok, și eu am luat două antene. Nu înțeleg de ce am luat două antene? Dar, aparent... Ia uite-l. AM, FM, toate frecvențele le prindem până la extraterestri. Dar mai era o antenă, parcă. AM, FM, toate frecvențele le prindem. Țineți-vă bine. Totul prindem. Cred că ați văzut și voi mașini în viața reală cu o antenă de-aia uriașă, așa. Mamă, uite-mă cum sunt. Da, tată. Ok, cauciucurile astea parcă sunt prea subțiri. Ce părere aveți? Ce cauciucul ăsta așa subțire? Cred că, nu știu, trebuie să fie mai gros cauciucul, nu? Sau? Zeche cai. La gunoi. Altceva, a? Ia uite-l. Ia. Pro gamer. Ok. Bun. Păi, în primul rând, noi avem vreun ăsta de... Ia uite-le, tata. Păi eu am tot stack-ul aici. L-am. Altă viață acum. Stai acolo. Asta ci că se instalează cumva. Trebuie să-mi bag... capul, efectiv. Strânge șuruburile la antene? Tătis. Tătis. Stai un pic, că nu știu ce șurubi acolo. Stai un pic, că iar să plâng abonații ca muște la cap. Așa. Facem vechea mișcare. Deci sunt două șuruburi de către 5, că nu mai știu nici să vorbește. Ăsta luăm cu noi, deci o să folosim CD-uri de acum încolo. Și ăsta se împinge de la spate. Frate, dar de ce aud sunt țari? Glumești!
Stai un pic, trebuie să rezolvăm asta. Am montat CD-ul ăla, dați-mi o secundă. Gata. Bă, dar s-a făcut deja seară. Bun, am pus amplificatorul acela, am pus CD-ul aici odată. Nu cred că e conectat, totuși. Ba da, bă. De ce tot? Am pus antena și tot se aude burâitul ăla. What? Sau nu sunt conectate antenele? Nu cred că sunt conectate, bă. Antena trebuie conectată. Reminder pentru episodul viitor. Deci trebuie să înșurubez astea dacă se înșurubează. Trebuie să le conectez cu wiring-ul ăla negru. Antenele. Plus să conectez tot cu wiring-ul. Boxele. Plus amplifier-ul de acolo. Ca să putem asculta muzică. Pentru episodul viitor o să fac și niște muzică în My Summer Car. O să ne gândim la niște... Cred că venim și pe spate ceva aici. Nu mai am bara, lol. Mai contează, asta este... trebuie să găsesc și bara pe unde mi se pare că am lăsat-o la Tame-ul la magazin. Trebuie să schimbăm jantele, deci avem treabă și data aviatoare. Noi o să ne oprim aici cu episodul pentru că ne-am jucat destul pe ziua de astăzi. 21 de minute, destul de mult. Nu, cred că am ieșit din joc și de-aia. Sau? Ba, current session, total 117 ne-am jucat, ok? Bun, păi dacă v-a plăcut jocul acesta și ce veți de făcut... Vă mulțumesc pentru atenție acordată, ne vedem la viitoare. Pooo!